Știți că există cinci limbaje ale iubirii și întotdeauna este bine să vă exprimați sentimentele față de partener pe limbajul lui primar. Dacă nu le știți, vi le enumăr eu repede. E vorba de declarații, contactul fizic, darurile, serviciile și timpul petrecut împreună. Dacă cumva limbajul principal de iubire al partenerului este vorba de cel fizic, de contactul fizic, atunci este esențial, în momentul în care plânge, să-l strângeți în brațe, să-l țineți puternic strâns în brațe și este primul ajutor pe care îl puteți da și totodată o declarație de iubire pentru el.